frate, ce animale! Ce animale sunteți! Nici nu s-a răcit bine Videanul la răcoare că voi v-ați pus pe dănțuită. Vă arde să fuzionați când domnul ăla e ținut printre hoți. Mă rog, printre alți hoți. Unii pe care nu-i cunoaște așa bine și care îi pot face rău. Bai de mine mâncalar tata. Parcă l-aud și acum cântând pușca și cureaua lată. Și stătea atât de bine cu freza aia lui de cântăresc de muzică populară. Dragii mei, nu putem pretinde votul oamenilor dacă noi nu vom reuși să devenim mai buni. E, Alinuța, lasă, dragă, că deja ești mai bună, să știi. Adică față de Nea Vasile Blaga, cu siguranță. Ideea e să nu vrei să devii prea bună, atunci e tragedie. Pățești ca doamna Udrea. Ce să zic, prea se apropiase, bă, și ea de perfecțiune, nu? E, dar asta n-a fost nimic, că după câteva cântece, după niște incantații, după ce s-a băut sângele de la niște cocoși, peneliștii s-au dezlănțuit. Nu te mai înțelegeai cu ei? Nu este suficient să facem opoziție. Cea mai bună soluție pentru România în acest moment este ca PSD-ul să piardă puterea. Dar iată, astăzi partidul toată analiza are peste 45%. Asta înseamnă că românii ne vor la guvernare și nu trebuie să-i dezamăgim. Trebuie să venim repede la guvernare și să guvernăm bine România. Trebuie cât mai repede să scoatem PSD-ul de la guvernare. Uitați-vă la Victor Ponta! Trebuie cât mai repede și trebuie neapărat, Vasile, nu se mai poate. Înnebunește lumea, Vasile, ca la Michael Jackson, dacă nu vii tu la guvernare cât mai rapid. Serios, ci că nu mai dau vacile lapte, femeile gravide nu pot să mai țină sarcina, iar în Bărăgan, ci că a plouat cu foc săptămâna trecută, da. Și stai că a venit și Orban. Noi trebuie să luăm decizia să ne asumăm răspunderea guvernării. Poate că cel mai bine pentru noi ar fi să-l lăsăm până la capăt pe Ponta, să-și frângă gâtul și să ducă PSD-ul sub 25%. Ei, da, gata, mă, hai, vă faceți o organizație de asta, ceva de genul Asociația Guvernanților Anonimi. Bună, sunt Alinuța și sunt dependentă de guvernare. N-am mai guvernat de 40 de luni. Bună, Alinuța!